Florile s-au scumpit, dar măcar ai de unde alege. Forfotă mare în mai toate florăriile și piețele cu flori din Târgoviște. Pentru că suntem în ajun de 1 martie, toți cei implicați în această industrie speră că vânzările lor vor fi cu mult mai mari față de cele din anii trecuți. Oferta este foarte bogată, iar prețurile sunt puțin mai mari în raport cu 2023. Vânzătorii de flori, transformați în factor de influență, spun că atunci când vrei să dăruiești cuiva drag un buchet parfumat și colorat sau un aranjament de flori, prețul nu mai are importanță, iar după ce oferi florile, ți-aduce aminte de facturile curente, de ratele la bănci și de faptul că uneori mai trebuie să și mănânci. Văd că sunt pregătiri intense în această seară în florăria noastră. Ce pregătiți? Da. Ne pregătim intens pentru 1 martie. Cum știm, cum toți așteptăm să vină primăvara și avem aici crizantemă, trandafirii, vestita zambilă, frezii, lalele avem, gerbera. Așteptăm aici clienții, cu toate că au crescut puțin prețurile față de anii trecuți, dar să știți că totuși ne descurcăm, facem față aici și o să pregătim aranjamente, o să pregătim buchete și așteptăm clienți, cât mai mulți clienți să ne vină. Sperăm să fie ca în anii trecuți cel puțin, dacă nu chiar mai bine. Avem trandafiri aduși din Olanda, din Ecuador. Avem laleaua românească, frezii, la fel frezii românească, avem la Ghiveș begonie, care este foarte căutată și foarte căutată, avem aici orhideea albastră, care toată lumea o caută, orhideea colorată, aranjamente, waxul, care este o floare foarte, foarte frumoasă, cel puțin pentru aranjamentele florale și miroase foarte frumos și este foarte căutată. Avem aici trandafir mov, crin la ghiveci, crin imperial la ghiveci. Avem aici un iris foarte, foarte frumos. Avem galben cu alb și mai avem aici galben, alb și albastru. O floare foarte, foarte frumoasă și foarte căutată. Lucrez la un buchet de lalele care sunt foarte, foarte căutate acum în sezonul de primăvară. Frezile, care sunt la fel și parfumate și foarte căutate. Trandafirul, begonia, toate, dar cele mai căutate sunt lalelele. Lalelele roșii, lalelele mov. Sperați să aveți vânzări bune de întâi. Sperăm să avem vânzări cât mai mari, chiar mai mult ca în anii trecuți, să fie. Și cu spor, ce să zic, să fie cât mai mult. Prețurile cum sunt anul acesta? Prețurile sunt accesibile, chiar accesibile. Puțin ridicate față de anul trecut, dar chiar foarte puțin ridicate. Dar încercăm să facem față la tot. Să fie cât mai mult. Veniți cu o ofertă bogată. Venim cu o ofertă foarte bogată, chiar și cu o gamă foarte bogată de flori, tot ce e aici. Și acum așteptăm clienții, să fie la cât mai mulți.